nazywał tutaj Łodzie? Gdzie się jest, powtarza. Łodzie, Szczepasz, Poliniary. Poliniary. Ma pentru regulă. Nu, acum trebuie să înțelegi că acestea sunt poliniare tot timpul. Da. Deci, centrul cercului înscris, circumscris, centru de greutate. Și I, centrul cercului circumscris, înscris, notat cu I 4, formează 4 puncte coloniare și sunt în această diviziune armonică, formează ele, da, în geometria armonică. Și atunci OH egal cu 3 ori G. Deci, totdeauna să știi asta. OG și H totdeauna sunt coloniare. Și avem rezultatul, da, că de 3 ori OH egal cu de 3 ori OG. Nu, OH, 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 OH egal cu de 3 ori OG. Asta e teorema lui... Bun. Deci punctele sunt coliniare. E Euler, da? Așa scrie. Da, e Euler. Da. Asta am văzut-o. Ea, cred că este demonstrată și pe baza lui Silvestre. Deci, păi, da, în demonstrații asta, da, trebuie să vedem că nu degeaba a fost prima dată. Silvestre prima. Și pe baza este asta, da. Deci noi am văzut pe cea înainte că OH este egal cu O A, A plus O B plus O C. Deci, acestea sunt două rezultate importante. Dacă mai este un rezultat acolo, nu mai are niciun rezultat așa important. Ceva consecințe, ceva care se... și consecințele sunt foarte, foarte importante. Observații. Vezi, sunt aici câteva observații. Celul celor 9 puncte. Iarăși, anul trecut am făcut, mai amintesc că am muncit acolo, dar nu erați voi foarte încântați, exact ca și acum. Serioza tegelor, domn profesor. Da. S-au părțit și... Italia este numai la... Vacanță. Vacanță. La luni. Dar e de parte încă. Exact. Pentru că m-au detras. Hai să vedem prima problemă, să vedem cerul. Fie patratul la PCD înscris în cercul, cercul de centru O. Adică cum s-a făcut problema asta? Ai făcut cercul și apoi în patratul. Sigur că da. Deci, un... Și aici un patrulater. Da. Îl luăm oarecare ca să nu intrăm într-o situație A, B, C, D. Deci e patrulaterul A, B, C, D înscris în cerc. O, centru. Se notează cu H1, H2, H3, H4 ori tot centrele triunghiilor BCD. Deci BCD, ortocentru H1. BCD, ortocentru H1. Are ortocentru H1. Adică la intersecția înălțimilor, da? Da. H1 ar fi pentru acesta. Deci triunghiul... BCD. BCD cu H1. Triunghiul CDA. CDA. H2 ortocentru. H2. Triunghiul... DAB H3. DAB H3. Triunghiul ABC H4. AB C cu H4. Nu trebuie să-i găsim? Ba, da. Nu. Nu e cazul să-i scrim. Că acum, uite, fără să le muncesc, găsesc centrul cercului, intersecția înălțimilor, da? Fără să mă chinui. De ce? Că odată ce vorbesc de triunghiul BDC, da, BDC. O este centrul cercului circumscris triunghiul ăsta. Aș folosim Silvestre. Sigur că da. Și scriem deodată. OH1 e egal... Cred că vreau o relație care să rezulte de aici. Arătați că H1, H2 egal cu BA. H1, H2 egal cu BA. BA. B. Arătați că H1, H3 egal cu CA. B. H1, H3 egal cu CA. H3 egal cu... H1, H3 egal cu CA. CA. Și C, H2, H4
egal cu DB. K2H4 egal cu? DB. DB. H1, H2, H1, H3, H2, H4. Deci H1, H2... Deci trebuie să le facem. Eu acum, pentru moment, să știi că sunt setat pe ideea aceea cu H1 ortocentrului BCD și cu O, care este comun, aș scrie relația aceea. Ce rezultă din prima mirmă? Ne triunghiul BCD și H1 ortocentru. Că H1O egal cu OB... OH1, da? Deci, pentru triunghiul BCD și H1... Păi, dar eu de unde am H1, H2 aici? Păi, nu știu, dar deocamdată sunt tentat că sunt acolo pe probleme, sunt la capitolul ăsta și am H1 ortocentru. Și aplic silbeța. Și O este centrul cercului circumscris triunghiului BCD și atunci îmi vine în minte să fac chestia asta. Nu știu foarte bine că... Și O trebuie să scriem. Da. Și O... ortocentru triunghiul acesta. Și atunci, conform acestea, am să am ce? H1. Nu, OH1. OH1 egal cu O, OB plus OC plus OB. OB plus OC plus OB. Bun. Din a doua chestie. Fiindcă se vrea H1, H2, mă duc la ce? Triunghiul CDA. CDA și cu H2. H2 și cu O. Rezultă că... OH2, zi, mami. Dar n-am spus desenul. A, de aceea știu. Dar nu trebuie, da, e formula doar. OH2 egal cu... plus OC plus OD. Egal cu OC plus OD. Se uite la triunghiul care îl luăm. Da, OC plus OD plus OA. Plus OA. Uite la triunghiul, e foarte important. Da, deci triunghiul CDA, H2 și O, înseamnă că OH2 egal cu OC plus OD plus OA. Ai înțeles? Am la treia. La fel, la treia, dar acum am să vă văd eu H1, H2 ăsta, cum pot să-l prind. H1, H2. Păi OH1 plus OH2, cred că e H1, H2. Deci apare sigur un triunghi în care, în care apare O, H1 și CDA. CDA. E vorba de celelalte, al doilea triunghi, CDA. Și sigur înălțimile, intersecția înălțimilor aici mă va conduce spre un alt punct, H2. Da? H2, să zicem, este punctul ăsta. Și atunci, H1, H2, eu asta văd că am nevoie, H1, H2, egal cu H1, O, plus O. Deci la H1, la H1, la H2, miruna, poți zic că este H1, O, da, gata, știu eu. Plus O, H2. Da, și avem, scădem din nou H2, da, din nou H2 scădem din nou H1 și ne dă H1, 2. Deci, și ne dă aia, A, B, B, A ne dă. Să scriem asta. Da, deci eu zic H1, H2. Ca asta ne trebuie. H1, H2. H1, H2. Iar cu H2 minus OH1. Tu zici deodată OH2. Cred. Da. Este bine. OH2 litera, de ce am zis noi? Da, minus OH1. OH1. Și egal cu OH2. OH1. Dar noi știm ce e. OH2 este... OC minus OD studii și este OH minus OB. Plus OD minus O plus O. OC plus OD plus OA plus OA minus OC plus OD plus OB minus OC minus OB minus OB minus OD minus OD. Și este egal acum OC cu OC se reduc și OD cu OD se reduc OA minus OB și OA minus OB este BA cu OA minus OB este BA egal cu BA. Asta pe asta să. Da. Are prin simetrie să fac, cred că, toate ceva. Da. Hai să vedem totuși. Vezi? Nu vedeam foarte repede chestia asta. Dar zic, băi, dacă suntem la... Silvestre. Silvestre, hai, Silvestre, să folosim chestia asta. Și aveam intersecția înălțimilor și aveam cercul sigur, cu cercul. Sigur, deci mă duce mintea că trebuie să mă arăt de asta.
Și atunci fac chestia asta, scriu relațiile și cum vreau H1, H2, o, este clar, se vede foarte bine, că înseamnă o H2 minus o H1. Și simplu. Și de acolo m-am dus și am văzut că să scad acele două câte două și este problema foarte. Da, la H1, H3 mă duc la primul cu al treilea acum? Sigur, da, mă anunță. H1, H3. Corect. H1, H3. H3. Și fac exact același lucru, scad și ies în H1, H3. La fel H2, H4. Deci, iată că merge sau facem asta? Facem asta. Facem asta, că asta n-ai rost. Fie H triunghiul AVC. Ce? Fie H ortocină triunghiul AVC. Aoleu, am știut-o pe asta, eu dar asta. Hai, o să o scriu. Deci, O... O H. Și era 3UG. Da, egal cu 3OC. Fie H triunghiul AVC, fie H ortocină triunghiul AVC, arătați că dacă AH plus BH plus CH egal cu 0, atunci triunghiul ABC este echilateral. Deci. Ipoteza avem așa. Că am un triunghi ABC în care H este ortocen. Cu H ortocen, să se înțelege. Da. Și la care mai adaug că... AH plus BH plus CH. AH plus BH plus CH. H egal cu 0. Egal cu 0. Atunci triunghiul... Atunci triunghiul este echilateral, da. Deci triunghiul ABC echilateral. Facem un triunghi și interpretăm înălțimile? Da. Și H-ul? Veruna. Ca să fie triunghiul echilateral, ar însemna că O se coincide cu H. Pentru un triunghi echilateral, centrul cercului înscris cu centrul cercului circumscris, așa, face, este același. Corect. Și atunci vectorul OH se reduce la cine? La vectorul nul. Corect. Deci arăta că triunghiul ABC este echilateral, este echivalent cu arăta cu OH egal vectorul nul. Da. Am dreptate, da? Cum OH în orice triunghi este așa. Deci asta ar trebui să arătăm noi că OA plus OB plus OC egal cu 0. Plus OC egal cu vector și nul. Sigur, tot așa de bine mă pot gândi și la faptul că e triunghi echilateral, că și G, centrul de greutate, G, coincide cu O. Da. Da. Dar haideți să facem desenul. Poate ne prindem acolo, facem după aia. Eu mă gândesc dacă nu cumva am șanse deodată să fructifici niște relații, fără să mai încerc. Fără să mai fac desen. Asta, domnul, e tot aleargă. Da. Deci sunt situații când desenul mă ajută sau nu mă ajută. Eu acum aș vrea să cred că pot să am șansă. Dacă nu, fac ce spui tu. Repede iau un triunghi oarecare, fac chestia aceea. Echilateral. Ma, nu, oarecare și echilateral. Da. Da. Și să arătăm relația aceea. Noi mai avem că centrul de greutate, G, și cu un punct O din plan, era dat cum? De 3 ori O, G. Mai amintești. De 3 ori O, G. Egal cu OH. Egal cu OA plus OB plus OC. A. Mhm. Asta e o formulă care noi am făcut-o. Am făcut-o când am vorbit de centru de greutate. Da, simt. Când părțea într-un raport acolo, știi, median, era un trei de bași, două, trei de vârf. Teorema lui... Nu știu, era tot teorema asta. Da, egal cu OA plus OB plus OB. Deci 3 ori OG egal cu OA plus OB plus OC. Unde O era oricare punct din plan. Teorema relația lui Leibniz. Așa, așa, așa. Unde O era un oarecare punct în plan. Uh-huh. Dar acum noi îl luăm pe O chiar centru de greutate. Și are loc așa asta. Deci OG egal cu OA plus OB și plus OC. Și dacă în loc de G punem O, atunci este aceeași chestie, că 0 egal cu OA plus OB. Deci se întâmplă să avem același lucru.
cu alte cuvinte, ori folosesc pe C, ori pe C, ori pe H, important este tot la O, plus O, B, plus O, C, să ajunge egal cu 0. Acum... Dacă facem desenul unui de... Tu vrei, da? Da. Da, da, facem așa. Deci un triunghi oarecare. Așa. A, B, C duc înălțimea A1 la fel B1 și respectiv C1 și H este la centru. Atunci AH plus A. BH plus CH dacă e vectorul nul. AH plus BH plus CH. Dar H trebuie să schimbăm cu G. Că zic că te satan că e triunghi echilateral. Atunci dacă H o să fie egal cu G, e triunghi echilateral. Bun. Dar cred că O, centru, cercul, cercul scris vrea problema făcută. Tu vrei să mergi pe ceea ce știam Leibniz înainte cu centru? Da, că ne dă că GA plus GB plus GC e egal cu 0. Într-o triunghi oarecare, GA plus GB plus GC e egal cu 0. Știm că într-o triunghi oarecare. Da. Dar aici e AH. Păi da. Păi aici H egal cu G. Nu? H egal cu G, mai tu într-un echilateral. Atunci, atunci, păi, trebuie să ajungem acolo. Noi trebuie să ajungem acolo. Noi avem ca asta, H plus BH plus CH. AH. A, deci AH egal cu A, deci AH egal cu BH minus BA. AH cu BH minus BA. Minus BA. Sau plus sau B. Deci de la A la H, AH este AB plus BH. A, sau așa. AB plus BH. AH. Egal cu AB plus AB plus BH. CH. BH. Dar BH avem o relație clar. BH. CH. Ar fi bine, Miruna, să scrim și pentru AH. Eventual, dacă se reduc acolo, e treaba lor. Să vedem BH acum. BH. BH egal cu BA plus AH. BA. BA plus AH. Plus AH. Bine? Da. Da. Ai băgat litera A. A. Deci AB și aici e BA. Da. AH, BH. Acum CH. CH. Egală cu C. CH egală cu HB. HB, da. HB. HB. Plus B, C. Plus B, C. H, B. C, H. Este egal cu HB plus B, C. C, 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 H egal cu... C, B plus B, H. C, H este egal cu C, B plus B, H. C, B plus B, H. Așa, da. Da. C, H egal cu C, B, da? C, B plus B, H. C, B plus B, H. H. Și acum le adunăm. Dacă le adunăm, apare că AH plus BH plus CH plus CH egal cu egal cu AB plus BH AB cu BA s-o duce B, 2 ori BH 2 BH plus CB plus AH plus CB plus AH. Dar asta știu că face 0. Asta este 0, cu vectorul 0 este. Și atunci de aici rezultă e 2 ori BH. 2 BH plus CB plus AH egal cu vectorul 1. Dar BH, CB și AH. BH, HB plus BC e egal cu CH. H
HB. Plus BC. Plus BC face? HBC care BC. Nu, uitați-vă la BC. Deci HB plus, plus BC. BC în partea asta este egal cu HC. HC. Deci da. Da, da, aveți HB, BH plus CB. BH plus AH. B, B. Aveți BH. H plus CB. Nu facem altul, BH cu CB. BH cu CB. BH cu C. B. Nu chiar BH. HB plus, nu, da, HB plus BC egal cu HC. Dacă te duci la HC, HC a fost atunci. Și ia ne întoarcem la HC. HA, HB, HC. Păi, dacă îl scriem pe BH plus CB și pe BH plus AH, BH plus AH. Și pe BH plus AH și pe BH plus CB. BH plus CB. Dar ce vrei da. Să arătați acum? Păi asta, nu, noi... Ați ajuns aici, dar ce vrei să arătați? Că sunt 0. AC plus BH. Păi trebuia să arătăm că e 0 asta. O A plus o B plus o C este 0. Da, și aceeași da. Chestie și asta. Dar... O A plus O B plus O C, unde O era centrul cercului circumscris. Noi nu folosim, dacă nu folosim centrul cercului circumscris... Păi, nici măcar nu l-am desenat. Păi, el este aici undeva, da? O, la interziția mediatoare. Și de ce trebuie să-l folosim? De ce trebuie să-l folosim? Pentru că asta era finalul. Ca să fie OH vector nul. Ca O și cu H să coincidă. Dar noi atunci... știm că OH egal cu OA plus OB plus OC în relația lui Silvestre. Asta, asta aș vrea să, să folosim. Că OH, deci eu știu că OH egal cu OA plus OB plus OC. Și asta prelucrată în baza faptului că AH AH plus BH plus CH este vectorul nul. Deci, eu știu peste asta. Știu asta. Și acum, lucrându-mi pe astea două, să-mi iese mie că OH este nul. Asta e logica, partea logică, da? Deci, AH-ul să-mi apară în funcție de OA. BH-ul cu OB, OC, mulți de 3 ori, de 4 ori, 7 ori, nu mă interesează. Pentru că eu știu că AH, BH, CH e vector nul. Deci pe OA să le exprim cu AH, BH și CH, OA. O, OA, de la O la A, mă pot duce OH, O, H plus H, A. Deci, O, A. O, A înseamnă O, H. Plus H, A. Plus H, A. Deci, hai să scrie cu O, A, egal cu O, H, plus H, plus H, H, A. O, A. O, B. Deci, egal cu O, H, H. Plus HB. Și OC. Și OC. Egal cu OH. Plus H. C. C. Acum, în loc de OA, OB și OC, să le folosesc pe asta. Deci, OH atunci, din toate astea toate, OH va fi egal cu OA, adică OH plus HA. OH. Se vede că OH e de 3 ori. Da. Deci egal cu de 3 ori OH plus HA plus HA plus HB plus HC plus HC plus HC. Iar HA plus HB plus HC este vector nul. Da. Nu? Și atunci apare că de 3 ori OH egal cu
Nu, nu. O H egal cu 3 ori H. Nu așa vreau da. Adică de aici înseamnă O H egal cu 0. Că scade un OH și vine 2 OH egal. OH egal cu vector nul, înseamnă de aici că triunghiul ABC echilateral. O coincide cu H și triunghiul ABC echilateral. Echilateral. Da. Ești un pic dezamăgită. Nu, nici nu trebuia făcut figură. Deci odată ne folosim silba astea, cu OH egal cu A plus OB plus OC. De altă parte folosim relația dată. Da. Adică? Uite, A, H plus B, H plus C, H plus B. Eu asta mi-am făcut. Bă, ce am eu la demână? Am silvestre și am pasă la. De autor. De autor. Așa. Și acum, în loc de OA, zic OH plus H-a. Da, unde asta? Păi bag la O la A, mă duc pe H. OH plus H. Uite și pe figură. OH plus H. Deci, totdeauna când vrei să faci așa, bagi litera la mijloc. Bun. Deci OA înseamnă OH plus H. H-ul da. Acolo. OB face OH plus HB. HB. OC înseamnă OH plus HC. Ce? L-am adunat pe toate. L-am adunat. Și vine... 3OH plus, plus, plus nu? OA da. Plus OB plus OC face 3OH plus H plus H plus 0. Și am ca 0, deci 3OH egal cu 0, deci OH egal cu 0. Egal cu 0. Deci O coincide cu H și triunghiul este echilateral. Deci, practic, toată povestea de aici a început. Că, vezi, noi am încercat să facem ceva fără să folosim rezultatul acela. La întrebarea rezultatele din urmă știu păi da, dacă suntem la lecția neapărat, asta, neapărat. Simt răsăr și eu lărul ăsta. Da, da. Sunt cam de afiș. Și toate celelalte din urmă. Și toate celelalte din urmă. Corect. Deci așa trebuie văzut. Am încercat să fac probleme. Gata, nu mă interesează, nu țin cont de celelalte lucruri. Nu, nu. Totul trebuie să fac. Trebuie să faci bazii pe foaie, cum le-ai demonstrat și le știi. Da. Dar și te folosești de el. Exact. Sunt rezultate știute de acum. Și am dreptul să mă folosesc. Și mă folosesc de ele în probleme. Mai? Nu. Da. La ce nu vrei să-mi spui nimic. Ba da. Dacă insistați. Da. Da. Da? Da? Ajungi la algebră? Vrei să faci un algebră? Da. Da. Ce aveți la algebră? Ce puteai da? Sume? Aoleu, ce sumă are. Dacă ați vrut, asta aveți. Așa, să și opresc asta. Facem un fișier la agenda, nu? Da, să zicem.